Tiberiu Marc, unul dintre oamenii care a avut o contribuție majoră la rezultatele obținute de handbalul zălăuan în ultimul deceniu și cel care a revigorat voleiul zălăuan, consideră că investitorii trebuie încurajați mai mult pentru a susține sportul, altfel performanțele nu vor mai fi la fel de mari și în anii următori. Sportul de echipă la nivel de județ înseamnă de mulți ani handbal, volei și fotbal. Handbalul și-a format un nume nu doar la nivel local, prin rezultatele obținute în anii anteriori, voleiul a adus și el titluri naționale pentru Urbea de la Poalele Meseșului, iar la fotbal, cea mai frumoasă perioadă a fost traversată pe vremea armăturii Zalău. Situația s-a schimbat tot mai mult în ultimii ani, iar banii proveniți din mediul privat au început să fie din ce în ce mai puțini. În aceste condiții, autoritățile publice locale s-au văzut nevoite să susțină mai mult cele trei sporturi reprezentative, ca acestea să nu ajungă în pragul desființării. Tiberiu Marc, președintele onorific al HC Zalău, consideră că strategia ar trebui regândită, iar investitorii, fie ei că sunt români sau străini, ar trebui încurajați să susțină mai mult sportul de performanță. Cred că dacă se vor găsi soluții pentru a încuraja investitorii, operatorii economici să dea bani la sport, lucrurile se vor îmbunătăți. Dacă nu, există riscul ca la un moment dat, din această competiție între consilii județene, primării pentru susținerea sportului, la un moment dat să se ajungă la o limită peste care evident nu se mai poate trece și în condițiile astea sportul se va împărți între orașele puternice din punct de vedere financiar și orașele care au bugete mai mici, care implicit vor trebui să-și propună și criterii de performanță mai mici. Asta arată realitatea. Eu sper ca lucrurile să nu se întâmple așa pe termen mediu, pentru că acum este foarte evident, cel puțin în volei și în handbal, lucrurile așa stau. Autoritățile sunt cele care finanțează sportul. Handbalul feminin fiind și la un nivel ridicat, e nevoie de mai mulți bani. Mai mulți bani înseamnă o parte din bugetul primăriei sau a Consiliului Județean care se duce spre sport și, sigur, întotdeauna o să vină cineva și o să spună că ar fi o variantă mai bună de a investi acei bani. Au fost ani în care Sălajul a avut chiar 4 echipe reprezentative, în vremea când în divizia A1 evolua și Phoenix și Mleu Silvaniei. La acea vreme, județul nostru era singurul din România cu 2 echipe pe prima scenă a voleiului românesc.